Despre case vorbim în cele ce urmează și despre o casă mai neobișnuită, pentru că la prima vedere ai zice că este o casă obișnuită cu pereți, geamuri și acoperiș, dar nu? Nu e așa, e o casă pasivă, ați auzit de așa termen, pasivă, care a apărut pentru prima dată în 1992 în Germania. Recent asemenea locuințe au apărut și la noi, iar colega noastră Irina a fost în ospeție la o familie din Colonița, care și-au construit o asemenea locuință. Pe care mai în glumă, mai în serios o numesc navă cosmică. Să vedem cum arată. Alexandru și Nicoleta Vrabie sunt căsătoriți de 5 ani, iar de 2 ani muncesc la propria casă, una însă mai neobișnuită. Ideea a fost a soțului, adică noi împreună am ajuns la faptul că vrem casă pe pământ, casă la sol. Soțul a început să intereseze, să investigheze și cu vreo 6 ani în urmă a venit ideea de passive house. Pentru că în țară nu sunt specialiști pentru a construi o casă pasivă, Alexandru a apelat la ajutorul tatălui și al fratelui. Iar secretul acesteia este ventilarea și izolarea corespunzătoare. O astfel de locuință poate menține o temperatură de la 18 până la 25 de grade fără a conecta căldura. Geamurile trebuie să fie neapărat foarte performante și cu 3 rânduri de sticlă. Respectiv, orice îmbinare trebuie să fie bine izolată cu membrane respective. Aici e un tip de membrană, aici e un alt tip de membrană. Acest scotch îl recomand doar din extern. În Moldova nu îl putem găsi. Un punct important este ventilația. E cu recuperare, adică între aerul rece de afară, se încălzește și el se împrospătează în același timp. Pentru că este o casă bine izolată, unde aerul nu are pe unde să intre și să iasă. Casa este planificată pentru 4 membri și este planificată minuțios. Aici avem bucătăria, unde o gătesc eu cu geamul care ne-l-a dorit dintotdeauna. Aici avem sufragerie și camera de zi, unde o odihnim cu toată familia. În spate, pe stânga, avem camera copiilor, unde am adăugat un geam suplimentar pentru ca să prind răsăritul. Aici avem odaia, dormitorul nostru. Sus avem o zonă de odihnă cu un geam mare, cu o priveliște spre oraș. Ridicarea unei case pasive este mai costisitoare decât una obișnuită. În schimb, construcția presupune cheltuieli minime pe parcursul vieții. Până la momentul de față am cheltuit în jur de 40.000 de euro, asta e dublu preconizat din inițial. Cel mai costisitor a fost geamurile, fundamentul și urmează ventilarea. Ventilarea, care o să ne coste tot în jur la vreo 5.000 de euro. Tot ce își dorește familia Vrabie este ca în anul care vine să treacă la casă nouă, iar conceptul de casă pasivă să îi molipsească și pe alți moldoveni care optează pentru o viață ecologică.